Of, 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 dar lung mai e drumul până la locul sacru. Nici nu-mi vine să cred că totul urmează să se încheie odată pentru totdeauna. Ce? Sunteți deja aici? Atunci trebuie să mă grăbesc. Auziți? Dar noi știm măcar înspre ce ne îndreptăm? Stai, fă calmă, că dacă e vorba de bătaie, mușchii mei își găsesc singur calea, păi nu? Abi, lasă-ți mușchii acolo unde sunt și sună mai bine la poliție, că s-ar putea să avem nevoie de întăriri. Da, auziți? Ăla care levitează acolo nu e directorul? Pa da! Și încă e îmbrăcat în roba aia negricioasă, demodată, rău de tot! Ia, când vine și rău când o văd! Mimi, lasă moda pentru altă dată. Cred eu că directorul face ceva. Eu cred totuși că deschide portalul de care a tot spus, zic și eu. Ia uite, fă, alt deștept ca tine care se bagă în seamă singur. Cine te-a pus să dai, mă, cu presupusul? Copii, fugiți la semnalul meu ca să-l prindem pe director. Ok? Ok, okay. Fă, zi doar când. Acum! Nu! Nu puteți să-mi faceți una ca asta. Când procesul este început, nimeni și nimic nu-l mai poate opri. Păi și așa mai ca pentru proști. Vrei să zici că dacă te bat acum, tot degeaba? Abi, lasă-mă pe mine să vorbesc. Directore, zi până nu e prea târziu. Cum putem opri portalul? Și știm că nu știi ce-ți dorești. Nu ești așa de rău precum crezi. Tu ești doar singur și derutat. Da, noi vrem doar să-ți fie bine. Ai înțeles? Minciuni! Dacă mi-aș fi vrut binele, m-aș fi băgat în seamă atunci când aveam nevoie. Voi nu știți, dar eu vă veghez de foarte mult timp din umbră și am observat tot ce ați făcut voi. Păi, cum de așa? După ce te-am izgonit de aici și ai plecat călare pe un vultur, tot ai rămas să ne supraveghezi? Dacă nu erați voi, copii băgăcioși, și daragiul vostru curios, aș fi scăpat basma curată! Da, fă! Până și eu mi-amintesc faza aia. N-ai plecat în țări străine? Voi chiar nu înțelegeți. Eu am fost acolo din totdeauna. Directorul de atunci nu avea niciun fel de potențial. Planurile lui nu erau nici pe aproape de malefice, precum planurile mele. Cineva trebuia să ia locul. Stai! Cum adică? Directorul de atunci, tu nu ești! Nu! Voi chiar credeați că le știți pe toate, nu-i așa? Atunci, cine ești? Arată-te! Abi, ia-ți-l bine acolo! Filipai? Stai! Nu tocmai tu ai zis că ești altcineva? Abi, mai trage odată! Tesi, tu ești directorul? Nu se poate așa ceva! Când ai învățat să vorbești? Hai mă, lasă glumele proaste, n-are cum! Ia mai dă să bag o fisă! Cătălin? După mine prea prost, n-are cum! Probabil e prin tufe căutând ceva de ronțuit adevăratul Cătălin! N-are sens! Mai tragi odată, Abi! A patra oară, poate cu noroc! Pasărea din fața școlii? Da! Chiar eu? De ce vă mirați? Nu v-a fost dor de mine? Stai bre, ce-i? Păsărăiul ăsta poate să vorbească? Da, Abi, păsărăiul ăsta poate să vorbească și nu numai. Ba chiar poate să conducă o întreagă școală din umbră și să mai aibă și un hobby într-alea fi malefic. Ce spui de asta? Ah! Nimic, nu mă întrebam doar cum pot să umbli în hainele alea și cum îmi tragi mânuța după tine, atât. Liniște! Irelevant, acum că toată lumea este la locul ei, portalul poate să-și facă treaba. Știi că nu o să rezolvi nimic, dacă noi nu mai existăm, nu vei mai exista, nici tu ai fost parte din echipa noastră. Da, fă, adică nu-mi place mie de tine, dar asta nu înseamnă că ție poate nu-ți place de mine, nu? Stai că nu ai așa cum trebuia.
după ce mi-am luat și eu o mașină bengoasă, nu pot să mă trimiți pe lumea cealaltă fix acum. Blesteme! Gândește-te doar prin câte am trecut împreună. Oprește nebunia asta până nu e prea târziu. Nonsens! Așa cum am fost tratat și eu, așa veți fi tratați și voi. Adică, cu indiferență. Ei, știu că nu ai de ce să mă crezi pe cuvânt, dar de când nu ai mai apărut în fața școlii, noi chiar ne-am făcut griji. Pasărea asta nu e aici ca să te înlocuiască pe tine, ci ca să ne amintească de tine și să ne ajute ca până într-un final să te putem găsi. Minciuni! Știm amândoi foarte bine că nu v-a păsat niciodată, iar pentru asta trebuie să plătiți. Ok, atunci, dacă tu consideri asta, adio, bun prieten. Poate aveau dreptate. Poate asta nu este de fapt ce mi-am dorit. Mai există o singură cale. Aoleu, am murit? Așa arată lumea de dincolo? Dar mai taci, dracu, Abi, liniștește-te, nu ai murit. Sau, în fine, nu știm asta încă. A? Și voi? Tot aici? Ați ajuns? Da, dar... aici unde? A? Cra? Auziți? Mă scuzați că vă deranjez, dar ce naiba e asta? Deci... Asta parcă sună cunoscut de undeva.